Specialiștii angajați de administrația locală din Pașcan pentru amenajarea muzeului municipal au reușit să ajungă la o variantă finală a tematicii cu privire la obiectele care urmează să fie expuse. Documentul a fost predat primăriei municipiului și urmează să fie aprobat de o comisie specială pe parcursul lunii iunie. În cadrul emisiunii Pulsul Zilei, Marcel Lutic, inspectorul de specialitate al primăriei, desemnat să se ocupe de muzeu, a vorbit pe larg despre această tematică. Conform documentului, la subsolul Palatului Cantacuzino vor fi ilustrate trei teme principale, una cu privire la ilustrarea istoriei veche a zonei, alta cu privire la pivnițele și galeriile descoperite de arheologi și cea de-a treia cu privire la utilizarea scării de acces spre subsol. Am spus, una este asta, istoria veche a Pașcanului, cu o scenă de vânătoare preistorică, că nu, vânătoarea de acolo își asigurau sursa de hrană, în primul rând oamenii. Apoi am vrea să ilustrăm tot aici, dar într-o altă sală, i-am spus noi tema oale, ulcele și sticlă în târgul lespezilor. Apoi am vrea, cum am spus și în noiembrie, nu am renunțat la ideea aceasta, fiindcă între timp am făcut rost de raportul de săpătură arheologică pe care l-au efectuat cei de la Institutul de Arheologie de la Iași și, într-adevăr, și ei propun exploatarea din punct de vedere muzeal a celor săpături acoperite, acum ați văzut, în proximitatea palatului. Și am vrea, dar nu știu dacă putem în acest proiect să facem legătură între subsolul palatului și acea zonă. Și tot în această zonă am vrea și în holul de lângă să ilustrăm viticultura din zonă. Cei de la București au spus vinărie sau o cramă tradițională, o cramă. Elemente de. Iar față de data trecută, mai spunem telespectatorilor că și scara de acces spre subsol, că mai este o intrare dinspre, de sub foișor, dinspre parc, am vrea să o amenajăm și pe aceea, latura de est a clădirii. La parterul Palatului Cantacuzino ar urma să fie amenajată o casă de bilete, o garderobă, o cafenea și un magazin de suveniruri. În primii ani, intrarea va fi gratuită. Tot aici vor fi ilustrate mai multe teme inspirate din viața și activitatea locuitorilor din acele vremuri. Mai exact, va fi ilustrată o odaie de curat, o dugheană negustorească, o zonă în care vor fi prezentate unelte de gospodărie și o zonă pentru prezentarea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, dar și alte tradiții de la leagăn la mormânt. Dar într-o primă fază prin proiectul european va fi gratuită vizitarea, așa am înțeles. Apoi parterul, am spus deja de aceste inerente puncte, casă de bilete, garderobă, cafenea, un magazin de suveniruri și trebuie amenajate și acestea sunt obligatorii. Și după aceea continuăm tematica cu, i-am spus noi, de la satul medieval Pașcan la târgul Pașcan, așa pic cam sobru, este ilustrarea arhitecturii populare și am numit-o eu Casa cea Mare sau Odaia de Curat, care va sugera acel interior tradițional al zonei, interior tradițional rural, evident, fiindcă vom vedea la etaj, vom încerca să zugrăvim și altceva. Și atunci, într-un fel sau altul, vom ilustra și acest salon boieresc, fiindcă totuși suntem într-un conac, într-un palat, într-o casă boierească. Iar în acest context al temei Codului Fratic Românul vom ilustra două, nu, poate chiar mai multe, dar un meșteșug generic numit prelucrarea lemnului și meșteșugurile astea conexe, care au tot ca materie primă lemnul, adică tâmplăria, dulgheria, dugăria, rotăria, obiceiuri și practici de iarnă și de la leagăn la mormânt, aceste rituri de trecere din viața țăranului de altă dată, pe care și noi le trăim în alt fel astăzi. Ei, pe aici, pe acolo, vom încerca să zugrăvim și aceste două teme. La etajul 1 al muzeului va fi amenajat un colț muzeistic care să vorbească despre tradiția ceferistă a municipiului Pașcani. Tot aici va fi dezvoltată o tematică privind viața culturală, istoria presei și a sportului în târgul Pașcanilor. De asemenea, o altă temă de interes va prinde contur cu privire la dezvoltarea economică a municipiului, de la micile fabrici evreiești până la unitățile industriale de pe timp timpul regimului comunist. O temă, ea nouă aici, în pomelnicul meu, la răscruce de drumuri sau drumul de fier, care, din păcate, în prima variantă sau în una din primele variante ale tematicii lipsea sau era prea puțin ilustrată. Or să nu uităm că Pașcaniul, totuși, ca târg, ca așezare urbană, s-a dezvoltat în primul rând datorită acestui drum de fier. O altă temă pe care nu era în tematica inițială, industrii vechi și noi la Pașcani.
Fiindcă totuși ceea ce s-a întâmplat în a doua jumătate a secolului al XX la Pașcani nu s-a născut așa peste noapte. Totuși sunt niște ateliere care au existat, nu numai cele ale CFR-ului, dar și altele ale autohtonilor, ale alogenilor, la sfârșit de secolul XIX și început de XX. Și le amintesc rapid. O mori, un abator, o velniță sau o fabrică de băuturi spiritoase, o fabrică de săpun, o fabrică de frânghii, o fabrică de spirit și una de ape gazoase. Adevărat, de mici dimensiuni. Specialiștii vor încerca să ilustreze și tema Viața la bloc, cu obiecte și elemente grafice care să evoce universul casnic de la jumătatea veacului trecut. Mai este o temă imediat după asta, am spus noi, și să nu știți, să nu credeți în răspăr, Viața la bloc. Păi, dacă doar, la un moment dat oamenii au plecat din tinda casei de la țară, au ajuns la bloc și s-au construit atâtea blocuri în Pașcani. Și tot la blocuri a rămas. Și avem nostalgii deja, da, mai suntem și acum, dar s-a schimbat mobilierul, s-au schimbat televizoarele, s-au schimbat... Am înțeles. Și atunci avem anumite nostalgii pentru anii aia, 60-70, și cele mai multe din cele care mobilau casa noastră erau autohtone. Un difuzor. Așa. Am vrea să recreăm acel univers casnic în care majoritatea dintre noi, cei trecuți la anumită vârstă, ne-am trăit copilăria, la bloc. Totodată, o altă temă importantă va fi pentru cunoașterea istoriei și culturii locale. Aici vor fi amplasate obiecte cu privire la viața și opera scriitorilor Mihail Sadoveanu, Constantin Ciopraga, dar și alte personalități locale precum Visarion Puiu, familia Cantacuzino și alții. În mod surprinzător, pe lista personalităților apare și fostul primar al municipiului Pașcani, Neculai Rățoi, pe motiv că lui i s-ar datora urbanizarea localității. În realitate, dezvoltarea orașului s-a făcut mai degrabă în perioada 1971-1978, pe timpul fostului prim secretar Eugen Nechifor, și în perioada 1978-1983, pe timpul fostului prim secretar Mihai Bodoașcă. Rațiunea este, după modesta mea documentare, acest om alături de alții e o legendă a locului, chiar dacă nu avem într-adevăr, acea distanță temporală. Dar noi am vrea, bine, pe de altă parte am putea, pentru a evita toate discuțiile, am putea să limităm undeva, să spunem că, domnule, noi ne oprim, așa cum s-a și făcut în anumite cazuri, limităm expunerea aceasta muzeală, ne oprim undeva pe la anii 50-60. Dar oare nu obturăm o perioadă recentă în care oamenii, vizitatorii locului mai ales, se vor regăsi? Așa nu ar trebui să mai ilustrăm nici industria socialistă, care a făcut fala și mândria acestui oraș. Cred că ar fi oraș. O greșeală. Și atunci mă gândesc cu bune și cu rele, de ce să nu zugrăvim și aceste personaje recente care au făcut istorie aici. De ce aici? Doar el? Pentru că, nu, păi asta era discuția, că am convenit împreună că aici pot fi adăugați încă mulți alții. Rățoi este cunoscut ca un fost comunist. Păi așa este și Eugen Nechifor, cum am convenit, că tot în regimul comunist și totuși atunci s-au toate ftitoriile acestea industriale, atunci s-au, nu? Deci, aici lista, au lucrat mii de oameni și au câștigat bucata de pâine. Lista este cu etică și așa mai departe. Lista este cu ș, adică vor intra toți acei oameni care au făcut ceva vrednic de laudă. Lista personalităților este deschisă și este posibil să fie adăugată și alte figuri importante în istoria municipiului Pașcani, care au contribuit la dezvoltarea localității. Tot aici, mitropolitul Visarion Puiu este trecut ca fiind un personaj contestat, în urma unor acuzații nedovedite de-a lungul istoriei, că ar fi colaborat cu legionarii. O chestiune în galeria oamenilor de seamă, după aia trecem la următoarele. Deci... Sadoveanu, evident, Neculce Costin Sadoveanu, mitropolitul Visarion Puiu. Am văzut aici... Discuții, da, sunt discuții. Discuții pro și contra. Da. Chiar am văzut aici o formulare controversată în mitropolitul Visarion Puiu. Din ce motiv? Fiindcă, știți prea bine, și noastră este suspectat că ar fi fost legionar sau a avut simpatii legionare. Oricum, el a trăit și a activat și în perioada antonesciană, când a fost în Transnistria, reprezentant pe cale... pe sfera aceasta bisericească, a fost reprezentat în statul român. S-a încercat reabilitarea lui, da. Științifică a fost făcută, juridică nu s-a reușit. Noi am înaintat deja o adresă către Institutul de Istorie de la Iași,
probabil o să o facem și la instituții ale statului român și în funcție de aceste răspunsuri. Acum, eu judecând sine ira et studio, adică așa cum am învățat eu la facultatea de istorie, noi ar trebui să judecăm fără ură și fără părtinire. Categoric. O altă temă de interes este cea cu privire la istoria și luptele care au avut loc în zona municipiului Pașcani. O altă temă, că timpul trece repede și se apropie sfârșitul meciului, domnul Cojucaru, da? În calea răutăților sau răutăților, frumos, după zicerea cronicarului, fiindcă suntem aici, în Moldova tot am fost. Lupte și întâmplări tragice, am zis, și vom trece în revistă, chiar dacă un pic aici, din punct de vedere cronologic, ne întoarcem pe axa timpului, dar cele mai multe totuși sunt din secolele 19-20. Și aici am vrea să ilustrăm acea bătălie unde Ștefan cel Mare a zăcut câteva ceasuri pe câmpul de luptă, care e la 20 km la Șcheia, pe Siret, în 1486, că e foarte spectaculoasă și ar prinde, am spus și atunci în noiembrie, la public, printr-o dioramă. Apoi, la două secole a fost incendiată curtea boierească de către polonezi și tătari, la 1688, spune Neculci acest lucru, și încă trei evenimente, întâmplări tragice. Marele incendiu în 1914, de care foarte puțin știu că trei sferturi din Pașcani a dispărut atunci ars, bătălia la Târgu Frumos din aprilie-mai 1944 și din cauza ei, sau pe cale de consecință, distrugerea aproape totală a orașului în timpul bombardamentelor din aprilie 1944. Un eveniment care a apăsat greu pe cei bătrâni, încă și mai aduc aminte. Pe aici a fost. De, cum că avem un text din Joe Bogza în care el spune că practic Pașcani au fost rase pe suprafața pământului. În interiorul muzeului municipal, o componentă importantă va fi și cea privitoare la tradiția religioasă a Pașcanilor de-a lungul timpului. Vor fi prezentate documente despre mănăstirile și schiturile din apropiere, dar și despre o povestită minune de la sodomeni, mărturii care apar într-o carte a scriitorului Leonard Gavriliu. Și am ajuns la o temă, zic, de suflet, pe care am vrea totuși să o ilustrăm și i-am spus credință și minuni, chilia monahului, biserica satului și ctitoriile cantacuzine. E un pic cam lung, o să mai lucrăm noi se la ea. Se justifică. Și o să mai, da, dar am vrut să acoperim cam tot ce intenționăm să zugrăvim aici. Tot aici, ca să fie acoperită acea sintagmă credință și minuni, încercăm să găsim o expresie muzeală pentru minunea de la sodomeni, care eu recunosc că am aflat acum, în anul acesta, când că era la mare modă Petrache Lupul la Maglavit în perioada aceea, la 1936-37, și tocmai scriitorul Leonard Gavriliu povestește atât de frumos cum mama lui bolnavă deja era pregătită după Sfântă Maria Mare în 1936 sau 37 să plece la Maglavit și a aflat că a apărut Dumnezeu la sodomeni unui cioban din zonă și e Costache Butnariu. Ei, câți dintre noi știm acest lucru? Eu aș vrea chiar să mă documentez mai în detaliu, să văd presa vremii, mai ales cea de la Iași, căci că câteva luni bune a fost un adevărat pelerinaj la sodomeni acolo. Specialiștii vor acorda o atenție deosebită foișorului, singura piesă arhitectonică autentică rămasă din clădirea inițială. Se intenționează ca pentru punerea în valoare a acestui obiectiv să fie tăiați o parte din copaci din parcul Peștișorul, pentru eliberarea panoramei care ar trebui să fie vizibilă de la Cerdac. Acolo sunt prezente însemnele originale privind principalele preocupări ale familiei Cantacuzino în această clădire. Muzeograful Lutic crede că boierii veneau în special la Pașcani pentru vânătoare. Paul Nechifor, care a scris despre Pașcani atât de bine, și alți oameni cunoscători, și aici mă gândesc în primul rând la istoricii de artă, chiar și la răposatul Răzvan Teodorescu. Exact. Cei care veneau în zonă știau că din palatul de secol XVII, singurul, să spunem așa, singura parte autentică, originală, este acest foișor. Celelalte s-au prefăcut în secolul XVIII și mai ales la când au preluat palatul neamul Balș, fiindcă prin boierii aceia s-au înrudit cu cantacuzinii prin căsătorie și ei au devenit stăpâni și la 1810-1806 parcă
au reparat atât palatul cât și biserica Sfinții Voievozi. E, atunci s-au prefăcut mult, dar pridvorul a rămas ca la 1650. Noi cam grosomodo asta este anul în care s-a terminat palatul. E bine, acolo e vorba și de, cum să spun, de reprezentare. Deci, o ipoteză este că acest palat ar fi fost totuși pentru cantacuzini ca un soi de haltă pentru vânătoare. La mansardă se intenționează amenajarea unei săli multifuncționale pentru conferințe, cu maxim 60 de locuri. Sala va fi folosită și pentru organizarea unor expoziții. Menționăm că amenajările ar urma să înceapă după o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni de la finalizarea lucrărilor de renovare a clădirii. Asta înseamnă că muzeul ar putea fi deschis cel mai devreme, spre sfârșitul anului viitor. Până atunci trebuie găsite sursele financiare necesare pentru amenajarea muzeului și achiziția obiectelor. Specialiștii fac apel la pășcănenii care dețin obiecte autentice vechi să ia legătura cu administrația locală pentru a le dona. În acest fel, ele vor fi conservate și vor putea fi văzute de întreaga lume.